calificare muncită. Da, muncită, din păcate ne-am făcut noi singuri viața mai grea, să spun așa. Adică, practic, le-am făcut eu tuturor colegilor mai grea. Îmi pare rău pentru acest autogol. A fost o greșeală din partea mea, mi-aș sări mingea. Important e că am muncit tot și băieții au dat dovadă de caracter. M-au scos într-un fel și le mulțumesc pe această fel. Ai fost într-un fel înger și demon, nu? Da, preferam să fiu doar înger și așa, n-am mai marcat de mult timp. Acum am reușit să marchez și am marcat de două ori, să zic așa, și în propria poartă. Dar mă bucur că am câștigat până la urmă. Sunt mai spectaculoase meciurile din cupă față de cele din campionat? Sunt mai spectaculoase acum, na, sunt adversari pe care ne-am mai întâlnit. Așteptăm, să, Doamne ajută, să trecem peste etapele următoare și să dăm și de adversari mai puternici. Atunci o să fie meciurile frumoase. Acum am mai jucat și cu cei de la Vaslui, nu a fost nimic. Vă așteptați la o replică așa de bună a Vaslui? Da, și eu sunt o echipă talentată, adică jucători mai tineri, așa, din păcate nici noi n-am reușit să se punem la respect mai repede și să ne facem jocul care ne-am propus. Important e că să terminăm cu bine și ne-am calificat în faza următoare. Cum e până acum la Hușana? Cum să fie? Eu sunt familiarizat așa cu lumea de pe aici, pentru că m-am mai întâlnit și pe unde am mai fost în trecut și am fost primit bine, mă bucur pe... Și domnul președinte și tot stafful mi-au oferit tot aportul de care aveam nevoie și mă simt foarte bine aici. Multă baftă! Mulțumesc, Doamne ajută!